În primul rând, bună dimineața și bine ați venit în Ministerul de Externe. Stimată doamnă președinte al Complexului Educațional Laudoruit, Reut, doamnă ambasador, excelența voastră și, foarte important, dragi elevi, doamnelor și domnilor, este realmente o mare plăcere pentru mine să particip la această ceremonie de sfârșit de an, dedicată absolvirii cursului de diplomație de către elevii Complexului Educațional Laudoruit. Mă bucur cu atât mai mult cu cât întâlnirea noastră are loc într-un context aniversar. Anul acesta marcăm 10 ani de parteneriat între Ministerul de Externe al României și Complexul Laudoruit. Ministerul de Externe are o deosebită apreciere pentru eforturile pe care conducerea Complexului, frunte cu doamna președinte, le depune în scopul realizării unui model educațional destinat generării interesului pentru profesia de diplomat, de specialist în relații internaționale. Am convingerea că fructuoasa cooperare pe care o avem cu dumneavoastră se va derula de aceeași manieră și în viitor, respectiv în același mod dinamic, și sper eu, cu rezultate în beneficiul tinerii de generații, care la rândul ei, sunt absolut convins, va avea o contribuție deosebit importantă, inclusiv în ceea ce privește demersul de diplomație al României. M-am bucurat să aflu, ca fost ambasador al României la Berlin, că un grup dintre dumneavoastră de elevi ai liceului dumneavoastră a fost recent în capitala Germaniei, mai exact la începutul lunii mai, și unde ați putut să, sper eu, să constatați și la dimensiunea externă a Ministerului de Externe al României ce înseamnă activitatea diplomatică. Pentru că, sigur că da, este foarte important ce se întâmplă aici, la București, în această clădire, cu oamenii de aici, dar vă spun de acum asta ca element de, care ține și de experiența personală și pe care probabil că l-ați putut constata fie și numai parțial și dumneavoastră când ați fost la Berlin. Vă asigur pe cei care aveți intenția să, peste nu mult timp, să intrați în serviciu diplomatic, există o diferență notabilă între ceea ce înseamnă activitatea în centrala Ministerului de Externe, în headquarters, cum s-ar zice, și ceea ce se întâmplă în misiunile diplomatice. Și un diplomat este cu adevărat, devine cu adevărat un profesionist atunci când cunoaște bine și are experiențele celor două dimensiuni ale diplomației. Este naiv să credem că dacă stăm numai în Ministerul de Externe aici, în centrală, fără să cunoaștem provocările pe care implică prezența în lumea internațională, putem să avem contribuția pe care ne-o dorim ca diplomați. Dar, dincolo de faptul că ați fost acolo, sau faptul că ați fost acolo, mai are un element important pe care aș vrea să-l aduc în discuție și care ține de, cum să vă spun eu, de importanța recunoașterii pe plan internațional a valorilor românești. Și am ținut să spun acest lucru pentru că știu că v-ați întâlnit atunci cu unul dintre, cum se cheamă, cei care pot să fie considerați portdrapel ai culturii române. E vorba de întâlnirea dumneavoastră cu scriitorul Norman Mannea. Și asta este o componentă foarte importantă a diplomației, să putem, pe de o parte, să cunoaștem noi înșine, în primul rând,
care sunt valorile noastre, nu culturale, dar nu numai, și cum sunt ele percepute la scară internațională, sau, dacă vreți, cum putem noi și o datoria diplomației să facă să fie cunoscute cât mai bine posibil valorile românești. Și o spun, țin să subliniez acest lucru, pentru că am spus-o și o voi spune de fiecare dată când am ocazia, o țară precum România, că în momentul când a devenit membră fie a Alianței Nord-Atlantice, fie a Uniunii Europene, trebuie să fim conștienți de acest lucru și este un mesaj pe care vi-l adresez. Am intrat acolo, evident, să beneficiem de oportunitățile cu totul deosebite în toate dimensiunile posibile ale existenței noastre, securitare, dezvoltare economică, progres și așa mai departe, de calitatea de membru Uniunii Europeană sau de membru NATO. În același timp însă, și asta vreau să subliniez, să fie foarte clar, România, intrând în cele două structuri, a adus valoare adăugată și aduce valoare adăugată acestora. Și e bine ca acest lucru să-l subliniem de fiecare dată când avem posibilitatea. Nu doar declarativ, ci și prin acțiunea pe care o facem. O întreprindem și cred că avem potențial în această privință. MAE, Ministerul de Externe, adică vreau să spun, acordă o deosebită atenție, o atenție specială dialogului cu tinerii și diversificării modalităților de a interacționa, în special cu cei care doresc o carieră în diplomație. Și acum vă spun nu doar ca ministru de externe și ca unul dintre diplomații României care pretind că au ceva experiență, dar o fac și ca făcând apel și la o altă dimensiune aia, existenței mele profesionale. Am fost și, mă rog, încă mai sunt așa pe state sau cum se cheamă, la Academia de Studii Economice, profesor la Catedra de Relații Economice Internaționale și vreau să vă spun că am ținut foarte mult să mă întâlnesc cu dumneavoastră, pentru că pentru mine întotdeauna întâlnirea cu tinerii este foarte reconfortantă. Pentru că tinerii sunt cei care sunt potențial generatori de noi idei care să ne permită pași înainte în ceea ce ne privește pe toți. Mă bucur că deja s-a instituit o experiență aici în privința cooperării cu dumneavoastră, în sensul că aveți posibilitatea de a... Deci că ați făcut și veți avea în continuare și vă asigur de acest lucru, posibilitatea de a efectua stagii în practică aici la Minister, fie într-un fel chiar și acum, dar mai ales în perioada în care vă veți forma și la nivel universitar și post-universitar. Și eu personal aștept ca, sau mă aștept, ca o parte cel puțin dintre dumneavoastră, sau cu o parte, cel puțin cu o parte dintre dumneavoastră, să ne reîntâlnim ca stagiari în MAE și ca viitori diplomați. Pentru că diplomația are nevoie de energii noi, de oameni bine, foarte bine pregătiți, cu atât mai mult cu cât suntem și cu siguranță și în viitor, și poate și mai mult, vom fi confruntați cu multe provocări. Dau un exemplu doar. Peste 3 ani de zile, aproape exact peste 3 ani de zile, pentru că la 1 iulie 2019, România va deține președinția Consiliului Uniunii Europene și este un challenge extrem de puternic. De puternic. Dar este și o oportunitate pentru noi de a demonstra odată în plus ceea ce spuneam mai devreme. România în Uniunea Europeană este valoarea adăugată și pentru Uniunea Europeană. Și acest lucru vrem să-l facem să se vadă și să perceapă cât mai bine. Pentru că suntem aproape de la 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Am fost implicat în tot procesul acesta de negocieri de aderare și la Uniune și la NATO. Și vă mărturisesc că acum 10 ani sau aproape 10 ani, de ianuarie 2007, eram extraordinar de optimist, în sensul că imediat
vom trece la valorificarea oportunităților care derivă din calitatea aceasta nouă, cum nu mai este nouă la o deceniu după. Acum, după 10 ani, sau după aproape 10 ani, pot să spun foarte clar, puteam să facem mult, mult mai mult și de aceea apelul meu este către generațiile tinere să aibă în vedere să-și depășească predecesorii în acțiunea lor. Sunt convins de potențialul dumneavoastră și de contribuția pe care o veți putea avea la promovarea României peste hotare. Dovada rezidă în ceea ce deja ați făcut și faceți ca liceeni. Și dați-mi voie prin urmare să închei prin a vă felicita în modul cel mai călduros și sincer și pentru perioada de, sau segmentul de drum pe care l-ați parcurs până acum și vă urez succes de plin în tot ceea ce veți întreprinde în viitor și sper că o bună parte, o cât mai semnificativă parte din dumneavoastră să deveniți actori de bază în diplomația românească. Vă mulțumesc foarte, foarte mult! Are cuvântul excelența sa, doamna Tamar Samaș, ambasador extraordinar și plenipotențiar al statului Israel la București. Extraordinar! Mr. Minister, Mr. President, Mr. Schwartz, dear Tova, most important, dear students, the origin of diplomacy can be traced back to the moment where our predecessors realized that it was better to hear the messengers than to eat him. But some say that in the 21st century, with all the modern technologies that had developed, diplomats are no longer needed. Contact between leaders are direct and immediate, and diplomacy is a vestige of the past. On the other hand, far greater importance is being assigned nowadays to diplomacy in resolving the problems of, in contrast to alternative of military power. So more than ever, diplomacy has remained important in dealing with challenges and threats appearing on the international scene and has to adapt according to the complexity of our times. So I can predict that future diplomacy is assured as long as humanity exists. Diplomacy will survive. Undoubtedly, it will be practiced differently. It has to change. Changes are already taking place. Dear students, young leaders of tomorrow, a good diplomat should know a good bit about foreign affairs and foreign policy. And he should also demonstrate a reasonably sophisticated understanding of its own country. History, geography, politics, economy, high and popular culture, comprehension of the political environment, ability to analyze complex situations, proficiency in languages. Without an understanding of the history, political system, habits, and attitudes of their own countries, diplomats cannot start making contacts and cooperation with other entities. Add top-notch writing, analytical skills, add curiosity, add idealism and loyalty to the country, and last and not least, a good social skill. Does such a person exist? We speak today of economic diplomacy, of environmental diplomacy, of preventive diplomacy, of multi-track diplomacy, of public diplomacy. This is why I want to commend you for your interest in diplomacy, but more widely to the world in which we are living. It is no accident that democracy has put a high estimate upon education. Only through education can equality of opportunity be anything more than a phrase. Accidental inequality of birth, wealth, and learning are always tending to restrict the opportunity of some compared with those of others. Only free and continued education can counteract those forces. It doesn't matter what you choose to do with your future. What is important
is for you to know how to use the opportunities that are given to you. Learning is important. Being a man that cares for humanity is crucial. Unfortunately, we know of great philosophers that developed horrible theses of racial racism, of chemists who created deadly weapons, of doctors who used their science to conduct revolting experiments on patients, of physicists that helped creating weapons of death. We do not know what the future will be made of, and we, the older generation, cannot give you knowledge that will still be valid in 10 or 20 years from now. So I want to tell you a story. One of my professors, who became renowned in his field and has led to a number of scientific breakthroughs, was asked one what he thought led him to be so creative, where his original thinking came from. And he told us so. When he was about 3 years old, he tried to grab a plastic milk bottle. The bottle slipped from his hands and fell, and all the milk spilled on the floor. He started crying, and his mother came into the kitchen quickly. But instead of doing what most mothers would have done, instead of blaming him, yelling at him, or punishing him, she told him, "What a nice mess you have done. I've never seen a puddle of milk so beautiful. Do you want to play with the puddle before we clean it?" The child was very happy to find out that he wouldn't be punished and played sometime with the puddle of milk. Then his mother asked, "How do you propose we clean it? With a sponge? With a paper towel? What do you prefer?" And they chose the sponge, and together they cleaned the spill. But the mother continued. She picked up the empty bottle and said, "Now we need to learn how to hold the bottle without spilling its content." They went out, and the little boy learned that if he holds the bottle with both hands, the content doesn't spill. What an amazing discovery. Of course, he did not really remember the story. Only when he finished his doctorate, his mother told him. And thinking about this, he understood that it was the most significant moment of his life, the moment when he realized that it is allowed to make mistakes. Mistakes are not bad, even when they cause damages, even when the milk is spilled on the floor. You can do anything you choose to be. What is important is to realize that being a part of humanity is the most important, and to remember to remain true to yourself. Thank you for being here. Thank you for the organizing team. Thank you, Tova, for everything that you are doing and for giving me the opportunity of do what I like the most, teach again. Are cuvântul doamna Tova Bernun Kerbis, președintele Complexului Educațional Lauder Reut. Domnule ministru al afacerilor externe, Lazar Comănescu, doamna ambasadoră statului Israel, Tamar Sameș, domnule președinte al Federației Comunităților Evreiești din România, dr. Aurel Weiner, și președintele Comunitatea Evreiești din București, domnului Paul Schwarz, stimați invitați, elevi și profesori, purtăm în portofoliul nostru două decenii de activitate educațională de excepție în cadrul Fundației Aron Ladislau de România, Complexul Educațional Lauder-Reut, și 10 ani de parteneriat fructos cu Ministerul Afacerilor Externe și Institutul Diplomatic Român. Este extraordinar ce se întâmplă azi în această sală, sala Gafencu, ce poartă numele unui ministru și diplomat român de prim rang, Grigore Gafencu. Când a 10-a generație de elevi are onoare să se afle aici, în inima diplomației românești. Suntem mai mult decât mândri că instituția noastră de învățământ contribuie cu sprijinul dumneavoastră la pregătirea viitorului lider diplomați ai României. În cursul acestui an școlar, ce stă să se încheie de curând, elevii Complexului Educațional Lauder-Reut au avut ocazie de a participa la diverse schimburi de experiențe, precum vizită la Parlamentul European
de la Bruxelles, unde s-au întâlnit cu numeroși europarlamentari, vizitele de studii la ambasadele României la Berlin și Paris și la UNESCO, evenimentul anual de tradiție deja Today Ambassador, la care invităm de fiecare dată elevi din alte 20 de școli din București și din străinătate. Acest eveniment include internship la numeroase ambasade ale altor state în România, anul acesta fiind alături de noi numai puțin de 22 de ambasade, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe. Conferințele Model United Nations, desfășurate în România și străinătate, la Birmingham, Herzliya și Varșovia. Iar azi, tocmai s-a încheiat cea de-a patra ediție a conferinței Laudermun, inițiată și condusă pe parcursul ultimelor trei zile de către elevii Laudereut, sub îndrumarea noastră, într-o manieră profesionistă, pentru care țin să felicit echipa organizatoare, compusă din Diana Cojocaru, Daria Militaru, dedicați-vă! Bogdan Odroiu, Alexandra Dumitraș, Rebecca Oprea, Alexandra Paulzel, Ana Petrescu, Ilinca Manolache. Eu vă mulțumesc foarte mult! Elevii de la școli din București, Colegiul Național Mihai Viteazu și Colegiul Național Gheorghe Lazar, din Craiova, Constanța și din Galați, au participat cu mare interes la această conferință. Aș dori să felicit cu această ocazie pe doamna profesor de diplomație, dr. Ruxandra Ivan, care a motivat cu această minunată lege. Domnule ministru al afacerilor externe, vă mulțumesc din suflet dumneavoastră și echipei ministerului pe care îl conduceți, în special doamnei director Mirela Grecu, pentru entuziasmul care ne-a însusit în organizarea și desfășurarea întregii activității de proiect. Vă transmit în numele elevilor noștri întreaga recunoștință că ați făcut posibil acest curs și evenimentul de astăzi, fiind alături de noi, pas cu pas, pentru a ne iniția în tainele diplomației și afacerilor internaționale și acordându-ne onoarea de a primi din mâinile dumneavoastră diplomele de absolvire. Mulțumesc nespus doamnei ambasador al statului Israel în România, care ne este partener în acest proiect cu toată inima. Vă mulțumesc tuturor cu încântare și sper să ne revedem cu bucurie la viitoare ediție a acestui proiect educațional de succes. Aș vrea să menționez că în sală se găsește și domnul Dan Petre, care de câțiva ani de zile ne însoțește. Și să știți, când am pornit la drum în urmă cu 10 ani, ministerul nu prea înțeles ce vrem, că sunt copii, dar încet s-a digerat această idee și chiar mulțumesc mult că aveți o răbdare mare să îndrumați elevii noștri. Și astăzi este rezoluția la IDR de la Model United Nations. Totodată vreau să mulțumesc la tot cadrul didactic care ajută și care sprijină indiferent la ce oră și cât. Și numai puțin alumnii noștri, absolvenții noștri, care când termină clasa 12 nu uită să se întoarcă acasă. Și vreau să menționez că este în sală un elev al nostru care a terminat anul trecut, domnul Virgil Tătaru, care a venit din Shanghai. Virgil e un exemplu de un elev care a terminat liceul la noi și care a câștigat o bursă de 4 ani de la New York University, $60,000 pe an. Felicitări! Și acum avem onoare să înmânăm la elevi diplomele. Invit în fața următorii elevi. Angel Ciprian. Succes în continuare!
Dan Andrei Antonașu. Felicitări, domnule. Succes în continuare. Bianca Gheorghiu. De cel mai călduroase așa. Mihnea Macoveli. Felicitări! Și vei să dau notă? Ce notă ați luat? Luca Munteanu. Felicitări, domnule Munteanu, și succes! Ce plan este făcut așa pentru? Alexandru Mortean. Felicitări, domnule Mortean, se plăteam numai cu numele sau și Mortean Mortean? Cristian Roșca. David Adrian Sobolevski. Grazie școli. Felicitări, domnule Sobolevski. Succes în continuare. Daniel Ștefan. Robert Ioan Ștefan. Ștefan Niculescu. Daniel Mira Sara. Justin Frujina. Irina Manolescu. Cristian Grinceanu. Alessandra Voicu. Andrei Alexandru Frăsineanu. Beatrice Anemarie Horvat. Și ce rol, care este rolul jucat? Ambasadorul de... Andrei Nicolae. Dan Constantin Jorăsu. Mihai Iulian Cioroianu. Mara Andreea Dinciu. Teodor Andrei Drăghici. Alexandra Maria Dumitrașcu.
Adrian Vitaru. Elena Oancea. Ioana Andrada Pantelimon. Călin Simescu. Adina Nicoleta Trandaș. Victor Vescu. Diana Cojocaru. Și Silvia Diana Schechter.